Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu aș vrea să vă întreb, prieteni, aștept răspunsurile voastre pe adresa redacției la 0372069599. Care erau cele mai mișto ore de la școală? Și de ce? Deci dacă ar fi să... Cele în care nu veneau profesorii. Eram atelier și sport. Că o să dai răspunsul ăsta. Nu mă, serios. Acum. Aia de atelier a fost drăguță. Am avut un profesor drăguț care ne învăța lucruri până l-au schimbat. Și a venit unul care a aruncat cu patentul după noi. Și nu mai era drăguț de loc. Pe vreo doi, da. Și pe tine nu? Pe mine nu. 0372069599. Cele mai mișto ore de la școală, de ce erau ele mișto? Care erau cele mai mișto? Eu am avut un profesor de chimie, n-am săruit toată viața. În clasa 6-a, 7-a și 8-a. Chimie n-are cum să fie mișto, dar mă rog. Ba da, foarte mișto, chimia anorganică. Uh-huh. Băi, ăla a cucerit toată clasa. Uite, din păcate am uitat cum îl chema. A emigrat în Australia, că asta a fost, a reușit elevi cumva. Băi, nu, deci toată clasa îl îndrăgea și toate clasele îndrăgeau pentru că făcea nenumărate experimente. Era un tip de profesor pe care noi nu-l întâlnisem. Adică înainte de... pe vremea comunismului, mă rog, profesori erau și profesori buni. Dar genul ăsta de profesor care era foarte conectat la elevi, care se oferea să hai să mergem, să facem un experiment, să vedem aia, să vedem cealaltă, încercați voi, ne dădea voie și ne încuraja să facem noi experimente chimice în laborator, de unde totul era super strict, pentru că niciodată nu erau suficiente substanțe, întotdeauna exista riscul să strici ceva. Următoarea profesoară de chimie pe care am avut-o m-a pus să-i înlocuiesc cu un pahar Erlenmeyer, am mai povestit asta. Bă, a fost o traumă a copilăriei. La un experiment am spart un pahar de la. Da. Paharul Erlenmeyer. Băi, a ieșit un scandal monstru. Mai că m-au dus la cancelarie să-mi scadă nota la purtare, că mi-a scăpat paharul Erlenmeyer din mână. Tata nu se găseau. A căutat în tot orașul bietul de el, pe la prieteni din provincie. Unde găsim un pahar Erlenmeyer? Trebuie să duc paharul înapoi. Deci asta a fost experiența nasoală. Dar experiența bună cu acest profesor care făcea experimente spectaculoase. Adică cum vedem acum pe TikTok, pe YouTube, știi? Uh-huh. Dalea, uite, aveai la școală. Da. Adică, da, din punctul ăsta de vedere te marchează, știi? Da, a făcut un vulcan, mă, a făcut un vulcan pe catedră. Care e un experiment științific, chimic, clasic. Habar n-am cum l-a făcut, nu mai țin minte. Dar a fost atât de spectaculos, eram toți căzuți pe spate. Uite, bă, ce a făcut ăsta pe catedră, un vulcan. Eu nu-mi dau seama de ce profesorii și de ieri și de azi nu încearcă să, nu știu, să facă ceva astfel încât să-i marcheze pe elevii pe care... Uite, la tine e vorba de chimie și sunt... Marcheze în sens pozitiv. Sens pozitiv. Dar la chimie e ok, zici că faci experimente și sunt lucruri spectaculoase. Eu mi-aduc aminte de doamna profesoară Mehedinți de geografie, era în clasa 7-a ceva pe acolo, și ne povestea pur și simplu geografia, adică nu vorbeam doar de unde se extrage minereu, nu știu de care și așa mai departe, și tot de la ea am aflat, înainte de a veni revoluția, despre lucrurile care se întâmplau în Germania și ne explica că există RFG și RDG, dacă e foarte posibil copiii ca Germania să fie ce era odată. Era doar o singură țară, știi? Adică era altceva. Uite, tot geografia l-a impresionat și pe Stelian. Zice că acolo profesorul vorbea despre fotbal 40 de minute. Bravo. Cristian, bună dimineața! Bună, Cristiane! Alo! Bună dimineața! Salut, Cristi! Binevenit! Te rog! Bine v-am găsit! Vreau să vă povestesc despre școala mea generală, zona antieriană, Rahova, București, școala 126. Până clasa 7 a venit la clasă un profesor de matematică care era considerat bir în școală, nu mișcă în fața lui. În momentul ăla, jumătate de clasă a vrut să se mute la altă clasă, bineînțeles. După o lună, cea mai așteptată oră din orar era ora de matematică. Dar de ce? De ce? Cum a făcut? Cum a făcut, da. Avea un stil al lui din 50 de minute, cum spunea și voi mai devreme, apropo de stilul de predare. 35 de minute râdeai în clasă de te durea burta. Am avut o colegă care efectiv a făcut pe aia de râd. Deci râdeai, avea niște glume în programă. Mă rog, noi eram și copii la vremea aia, ce aveam, 12-13 ani. În fine, da? 15 minute după aia, din oră, de care cu lecția învățată din clasă. Da. Eu cred că voi învățați și cât râdeați acolo, pentru că el probabil că știa să se conecteze la voi. Da. Dar după aia școala era școala. Avea niște metode ale lui de predare cu caiete de 100 de file împărțite în două, matematică, geometrie și algebră, formule scrise cu pixul roșu pe copertă. I-a câștigat, practic, și după aia l-a arătat cum se face, știi? Știm cu toții, fă-i să râdă și sunt ai tăi. Așa, nouă ne plăcea domnul profesor de desen.
care venea, se așeza la catedră, ne spunea să desenăm ceva, să pictăm să ceva, se așeza la catedră, vara, își dădea și cămașa jos, era în maiul de la cu găurele, dacă era mai eu? Da, rămânea în maiul, era foarte cald, de la perforat, da. Și punea capul așa în mâini și adormea. Băi, era un haos în clasă, că noi stăteam cu minți, dar după aia ne-am prins că putem să facem și gălăgie, vorbeam, mă rog. Nu ne auzea, adică nu era deranjat de noi. Când suna clopoțelul, se ridica și punea cam așa pe el și dispărea. Nu de genul ăsta de profesor vorbe. 0372069599. Alexandru, bună dimineața. Bună, Alex. Salut, băieți, salut. Clasa 7-a și clasa 8-a am făcut opțional de gastronomie. Oh, ce tare. Făceam miercurea, începeam de la 6 și un sfert și făceam până la ora 8 când veneau ceilalți colegi la cursuri. Eram 10. Și, bine, nu vă imaginați că făceam sufleuri. Învățăm să punem piper și sare, da? Ne zicea, săptămâna viitoare facem salată orientală. Toată lumea venea cu ingrediente. O, făceam găleți de salată orientală. Mâncam toată mișto clasă în ziua aia. Ce tare! Era absolut, absolut fenomenal. Și am învățat multe. Au rămas multe de la doamna profesoară. Păi ce mi-ar fi plăcut să am și eu posibilitatea să fac opțional de gastronomie. De cum? Să faci salată orientală? Păi să învăț încă de atunci lucruri. Pentru că, na, eu am învățat să gătesc de pe YouTube și de pe internet. Poate avocado de la Luca să fie mai tare decât... Da. Foarte tare. Salată orientală. Dar vezi, interesant că majoritatea celor care ne dau mesaje și sună se referă la perioada asta, clasa 7-a, 8-a, 14, 15. După aia încep greutățile. La începutul adolescenței, când ești nesigur, ai problemele alea, te revolți. Și atunci, dacă cineva reușește să intre în conexiune cu tine, îți face o impresie pentru tot restul vieții. Și îl ții minte și ții minte. Toată viața. Da, și pe după 30 de ani poți să vorbești. Băi, ce om grozav era. Ce șanse aveam eu să țin minte profesoara de geografie dintre 6-a și 7-a? Da. Chiar eu acum. Și pe mine m-a evoluit. Dan, bună dimineața. Salut, Dan. Neața. Bună dimineața, Dan, de la Tulcea, mă deranjează. Să trăiești. Poveste din liceu. Da. Clasele a 11-a, a 12-a, cu domnul Pascal Ion, săracul copilul. S-a dus, deja, de fapt. Da. Făceam geografie prin sport. Aveam un elev în clasă, în colegi de clasă, statul Dumitru. Băiatul ăsta era as în ale sportului, știa efectiv absolut tot sportive de performanță de toate mediile așa sportului. Și cum făcea? Spunea, cine știe acel sportiv? Eu știu... Cutărescu. Da. Dom'le, acolo, el știe ce prea are, știe ce se trage din zona aia, păi el de aia se antrenează, pentru că știți că se face, se duce. Dar din zona aceea de țară, știți ce sportiv e? Dumitru, da, el era George Vasilescu. Este o metodă de a personaliza datele geografice și de a le lega de ceva din zonă, da. Foarte tare. Auzi, dar interesant e că n-a sunat nimeni să-și aducă aminte de domnul profesor Iohannis. Băi, eu chiar aș vrea să vorbim într-o dimineață. Da, exact. Dacă l-ați avut profesor pe domnul Iohannis, da, cu fie și pentru o oră, două, dați-ne și nu un telefon, un mesaj pe WhatsApp, adică serios, suntem tare curioși. A predat fizică un pic, înțeleg, nu prea mult, că după aia nu contează. Domnule, și dacă l-am avut la clasă și a trecut prin dreptul clasei, nu s-a oprit. Da. Dați-ne, domnule, un semn, că vrem să știm cum era ca profesor, domnul președinte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.